Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre creativitate. Creativitate la absolut orice vârstă. Doamna Sanda Tulici era una dintre ascultătoarele noastre foarte fidele pe vremuri, pe vremea dinainte de a pleca în America, pe vremea când locuia în România. A scris poezie și iubește poezia și este o femeie creativă care a scris doar poezie pentru ea însăși și pentru cei apropiați. N-a avut bani să-și publice cărțile, dar a început la un moment dat să publice pe site-ul Resurse Creștine. Unele poezii au trecut deja de 2000 de vizualizări, ceea ce înseamnă că este o poezie de calitate. Chiar acum, prin telefon, în rubrica La Ordinea Zilei, stăm de vorbă cu doamna Sanda Tulici. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Vocea Evangheliei dragă mie și peste hotare. Vă port cu mine peste tot, indiferent de distanță, indiferent de unde aud, eu v-am regăsit și sunt bucuroasă că nu ne-am lăsat unii de ceilalți și împreună de Hristos. Bine v-am regăsit! Ce părere aveți despre poezia scrisă la o vârstă? Nu aveți o vârstă venerabilă, aveți o vârstă respectabilă deocamdată. Sunt vârste foarte mici, sunt apoi vârste coapte, sunt vârste respectabile și vârste venerabile. Cum puteți dumneavoastră descrie sau defini creativitatea în orice moment al vieții? Opinia mea personală este următoarea. Tatăl Ceresc, împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, când s-a încununat de slava absolută, cea mai mare, ne-a creat pe noi oamenii. El nu ne-a modelat numai ca ființe după chipul și asemănarea sa, ci a suflat Duh de viață, Duhul lui. Duhul Sfânt a suflat în noi. În momentul în care El, Trinitatea, a suflat în noi, Duhul Sfânt, i-a dat și calitățile Duhului Sfânt în noi. Deci a pus niște izvoare. În acest chip, după asemănarea sa și după fizionomia lui spirituală, a pus o zestre pe care zestre o descoperim prin ajutorul Duhului Sfânt, începând încă din copilărie. Când ați scris prima dată poezie? Prima dată am scris poezie chiar la școală, fiind mică, dar eu nu mi-am dat seama că aceste versuri sunt lizibile și sunt căutate de cineva, adică produc interesul cuiva. Le-am abandonat, scriam și am abandonat. Iar la un moment dat, în tinerețe, în anul 1981, m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și fac o paranteză, eram însărcinată cu a doua fiica noastră în 5 luni. Atunci am primit niște versuri speciale în urma unor trăiri speciale cu Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și n-aș spune că le-am ascuns, dar mi se păreau prea personale, erau ale mele. Începuseră să dea rod, mic rod, dar erau ale mele și eu le iubeam. Fructele acestea îmi dădeau o dulceață aparte și mult timp le-am ascuns. Fiecare persoană cred că își ascunde dragostea aceea, nu de a nu fi văzută, mai ales dragostea cu Hristos, dar ești gelos pentru dragostea aceasta și Domnul Iisus este gelos pentru dragostea Lui. Mă gândesc că este ca și când vizităm acum un castel, un palat și în curtea castelului este o grădină superbă cu un lac, cu o fântână superbă, dar toate aceste lucruri minunate au aparținut doar împăratului sau împărătesei sau regilor. Exact. Până în momentul când au devenit publice. Sunt darurile de care se bucură prima dată. Atunci când le descoperi și le primești, tu trebuie să te bucuri de ele. Ți se dau ție, deci mie mi s-au dat versurile. Eu le-am păstrat ca pe o comoară. O vreme, dar nu pentru totdeauna. Pentru că am fost îndemnată și vreau să fac, nu o paranteză, o mărturisire vocală. Când se adunaseră multe, multe, foarte multe versuri, o parte din ele câteva sute nepublicate, am cerut ajutorul redactorului Ioan Ciobotă de la Vocea Evangheliei și l-am întrebat: Nelu dragă, am multe poezii, ce să fac cu ele? Și senin, deschis, binevoitor și un frate deosebit mi-a spus: Sora Sanda, scrieți pe Resurse Creștine. N-auzisem, nu știam cine sunt Resursele Creștine, pentru că eu sunam din America.
Și așa am început să scriu pe resurse creștine și zborul a început și mai mult să dea apă, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și acum este, este și o bucurie. Este și o bucurie când vezi că oamenii se adapă din acel izvor, adică citesc cu plăcere, sunt și interesați. Mai este și o bucurie să constați că sunt frați puși ca niște agenți de circulație de Duhul Sfânt care spun pe aici o luați. Luați-o pe drumul acesta că veți găsi locul în care vă veți putea bucura și dumneavoastră și alții. Așa am fost eu îndrumată de tine, Ioan Ciobotă, să postez pe resurse creștine. Slăbiți aici s-au Dumnezeu. Întâmplat lucruri deosebite pe site-ul acesta creștin. Aici am putut să pun la picioarele Domnului. Aceasta este un locaș de închinare. Vin frați din toate părțile mondial, vreau să spun, din toată lumea și depun la picioarele lui Dumnezeu jertfa lor. Eu niciodată n-am crezut că o să scriu poezie, că o să primesc, că am acest dar. Eu n-am știut că există în mine darul poeziei a scrisului. Niciodată. Eu am trăit și ard, am ars și ard în continuare în cânt. Pentru mine cântarea este zborul meu la tronul de milă. Eu acolo, eu zbor și ajung acolo prin aripile Duhului Sfânt, prin tonalitatea simfonia lui, ajung la Dumnezeu. Eu am crezut că prin aceasta voi trăi numai din cântare. Dar planurile Domnului nu sunt planurile noastre. Asta nu mă împiedică să cânt. Dar pe lângă cântare, Domnul mi-a mai dat o măsură clătinată de proză, eseuri devoționale, maxime sau gânduri bune, îmi place să le spun în loc de maxime. Și poezia. Poezia este darul, acesta este un izvor pe care eu de multe ori l-am înfundat. Și când primeam niște versuri absolut deosebite, frumoase, le ascundeam mai mult și mă gândeam, dacă le-aș citi, ar crede că am o problemă. Nu scriu ca... Nu se asemăna poezia, nu se asemăna cu tiparul comun. Și le-am ascuns multă vreme până Dumnezeu a hotărât și... Unde este diferența sau unde este granița între a publica pentru că ați primit de la Dumnezeu acest dar și a vă mândri cu ceea ce ați publicat și care este citit de mulți oameni? Nu cred că s-a născut în sufletul meu niciodată ideea de mândrie, pentru că nu este darul meu. Nu, mă refer în general pentru un creator care produce lucruri admirate de mulți oameni. Unde... Este o luptă, sincer, spun în fața lui Dumnezeu. Evident. Există momentul în care începe un corn al mândriei. Există. Acest corn există. În momentul în care începe să apară, noi care suntem subordonați, vegheați, dirijați și suntem sub călăuzirea Duhului Sfânt, noi știm să-L depistăm și ne rugăm și tragem în cap și El se doboară că n-are voie să se ridice. Îmi pare pentru că rău... lucrarea nu este a noastră, este a Domnului. Noi suntem niște poștași care trebuie să avem o uniformă a sufletului curată, smerită, bine intenționată, nu facem decât ca în vremea, știi, au fost niște vremuri de secetă și oamenii care erau departe de izvoarele de apă și neputincios, li se aducea apă cu sacaua. Era o mașină care le împărțea apă oamenilor acestea. Ei, eu cred că sunt aceste vremuri. Pe resurse creștine pot intra toți însetații. Îmi pare rău de atâția creatori care au impresia că le aparține darul și refuză să-și amintească faptul că l-au primit din mâna lui Dumnezeu. Iar să mă vreau să spun că acela nu mai este dar. Acela nu mai este nu, dar. Rămâne, la unii rămâne, la unii rămâne, poate adevărat, în pictură, în pictură, în muzică, în poezie, doar că omul începe să se gândească ce mare sunt atunci eu. Atunci nu mai este dar. Atunci este o marfă perisabilă care se aseamănă așa de mult cu multe, multe copii și cei care sunt creștini, cu sufletul tăiat împrejur, cu o inimă întreagă și desăvârșită pentru Domnul Iisus Hristos, aceștia se sizează imediat și abandonează acest chici, această imitație și se duc la izvorul curat. Ei să știi că nu sunt abandonați de Duhul Sfânt. Imediat le dă direcția spre un alt izvor. Noi nu avem nevoie de un nume. Noi avem un nume, cei care am primit darul, că toți avem daruri. A da cu sapa, știi ce dar deosebit este, pe care eu nu l-am. Da. Este, nu, să știi că nu este o glumă. Da. Nu este o glumă, este extraordinar, este un dar. A face din orice un lucru care să,
să funcționeze perfect, să fie util, să fie de ajutor în numele lui Iisus Hristos, orice, de la spăla de geamuri și a tăia unghiile unor bătrâni, este un dar. A cânta o cântare la sufletul unui bătrân din azil sau a unei bătrâniști singuratice, ai pune o mâncare caldă în față, este un dar, este o slujire, este încingerea cu ștergarul cu care Domnul s-a încins și i-a slujit și l-a spălat picioarele ucenicilor. Doamna Sanda Tulici, criticam pe alți colegi din mass media de la un alt post de radio pentru un reportaj despre tulnicele din Munții Apuseni și reportajul dura deja de vreo 3-4 minute, chiar avea un interviu cu o fetiță în vârstă de vreo 4-5 ani care cânta la tulnic, doar că n-am auzit niciun sunet de tulnic. A fost o greșeală în reportajul respectiv că nu au ilustrat cu un sunet de tulnic subiectul despre care vorbeau. Cred că și eu am căzut în aceeași greșeală. Aș vrea să ascultăm acum o poezie. O poezie scrisă de dumneavoastră. Discutăm deja de mult și n-am auzit o poezie. Da, una din poeziile care pe mine mă reprezintă și pe care de fapt nu pe mine mă reprezintă, vreau să vă spun că trăirea mea, aici să nu se urmărească numele decât al lui Hristos și trăirea mea, ce cred eu despre Dumnezeu, după care vreau neapărat și îmi cer permisiunea să citesc una din suferințele mele față de România. Vă rog, față ascultăm. De frații și surorile din România. Vă ascultăm. Deci prima este despre măreția lui Dumnezeu. Măreția ta, Doamne, nimeni nu poate învăța păsările să cânte, stelele să sclipească în noapte. Nimeni nu poate fura stropii de ploaie norilor, nu poate să crească iarba, să dea parfum florilor. Nimeni nu poate îmbrăca zăpada să nu-i fie frig. Nimeni nu poate scălda munții, văile în cântec de apă. Nimeni nu poate fura culorile curcubeului. Nimeni nu poate porunci vântului să sufle și mării să tacă. Nimeni nu poate lua puterea verdelui ce hrănește viața roadei. Nimeni nu poate lua gustul apei și puterea aurului, hrana greului, dulceața poamei. Nimeni nu poate transforma sarea în zahăr și aurul în plumb. Nimeni nu poate fura zorile dimineții și negura nopții. Nimeni nu poate fura dulceața din poamă și tăria sării. Nimeni nu poate duce, nu poate pune dorul de alb, cocori, parfum de crin în suflet, în altă inimă decât a omului. Nimeni n-a învățat păsările să zboare și inima să plutească în adorare de tine. Nimeni nu știe vorbi cu cerul, doar Duhul tău pe care l-ai cuibărit în inima celor ce vor să trăiască veșnic cu tine, în împărăția promisă Fiului tău, Mântuitorul, Domnul meu, Iisus Hristos. Amin. Superbe versuri, Dumnezeu să vă dea în continuare multe, multe, multă, multă inspirație și multe, multe versuri și eseuri, scrieți și eseuri. Și dacă aveți ceva special pentru România, dumneavoastră locuiți în America, ați venit acum într-o vizită în România și discutam înainte de emisiune despre faptul că o bună parte dintre români sunt cam scârbiți de țara aceasta și și-ar dori să plece unde văd cu doi ochi. Dar haideți să vedem ce ne spuneți dumneavoastră. Vreau să vă spun în felul următor. Eu am plecat în America pentru reîntregirea familiei. La 44 de ani, la porunca Domnului, am născut-o pe a treia fiica noastră, Crista Beatrice. Celelalte surori ale ei, deci mai are încă două surori, s-au căsătorit în America din biserica din care facem parte, Biserica Pentecostală. Cealaltă fiică cu care locuim, Ruxandra, e căsătorită cu nepotul prietenilor acestor cuscrei noștri. Ele căsătorindu-se în America, noi, având-o pe Crista Beatrice, am plecat pentru ea. Am născut-o târziu și ne-am gândit și ele ne-au chemat, familiile lor ne-au invitat să reîntregim familia, că dacă noi trecem la Domnul, să nu rămână sora lor, Crista Beatrice, singură în România. Ați avut-o la o vârstă... 44 de ani. Da. A fost un copil nedorit, nu de noi, nedorit de profesori care au spus că va fi un handicap și pentru familie și pentru ea. I-au prognozat un diagnostic urât,
chiar de la prima apariție pe ecograf. Și are vreo problemă? M-au programat pentru avort. Avort, da? Are vreo problemă, Crista Beatriz? Crista Beatriz are problema că este premiantă în fiecare an, cu ajutorul Domnului, făcând parte dintr-unul din primele 50 de licee din America. Este o problemă că trebuie să muncească mult. Da. Este deosebit de scump, așa cum e Hristos. De ce n-ați ascultat sfatul medicilor să o avortați? Eu nu puteam să ascult sfatul medicilor, pentru că eu eram deja dăruită cu soțul meu, cu surorile ei. Noi eram deja în inima lui Hristos, nu numai în mâinile lui. Vă invit la Vieți Transformate să discutăm toată viața dumneavoastră. Acum, spre sfârșitul acestei rubrici, aș vrea să vă rog să ne spuneți acele versuri care au legătură cu cei plecați din cuibul lor. Aș vrea să recit ceea ce mă doare pe mine față de ceea ce știu, am văzut, pentru că vizionez non-stop în România, în America, viața României, cunosc pulsul ei social, politic, cunosc pulsul din bisericile lui Dumnezeu, pentru că noi care suntem vârsta mea, 62 de ani, și încă o generație, aș putea spune, sau două după mine, noi avem niște moșteniri extraordinar de mari și de bine încărcate de la înaintașii noștri. Și se pierd valorile pe rând și vom fi judecați toți, în afară de cei care ne le-au dăruit. Versurile sunt așa. Mă dor atâtea vorbe goale fără tine și inimi grele de păcat, mă dor. Mă dor în alții grelele suspine, mă dor obrajii arși de suferinți, mă dor. Mă dor suspinele din plânsul pieirii și apusul soarelui răzbunător, ce cu priviri de foc privește năsfințit pământul, și despărțirile de ziua rău mă dor. Mă dor trufia și aroganța și ignoranța, ce răni adânci în generații lasă. Mă dor acei ce au plecat, uitând și a lor casă. Mă dor cuvintele de ceară, ce curg și zgrele, chiar și urma le ștearsă. Mă doare rău sărutul mincinos ce Iuda le-a dăruit pentru arginți. Mă doare că între noi unora doar numele le merge că ar fi sfinți. Mă doare rău și vinderea de țară și lepădarea de părinți. Mă doare tinerețea aruncate în pofte și nesăbuinți. Mă dor și crăpăturile din glie. E strigătul acelor fără tine, mă dor și cârdurile de cocori, ce zboară către înalt fără de mine, mă doare fructul viermănos în pom. Gândirea fără tine mă doare, minciuna instalată în ranguri de onoare, mă doare spinul aruncat cu dibăcie ce ține loc de floare. Mă dor și clipe fără tine, pline de întuneric gros, mă dor și rugile cu lacrimi pentru acei ce nu te cunosc. Mă doare galbenul în vie atunci când fructa-i coaptă. Mă doare că așa de mulți pe care Domnul Sfânt îi așteaptă. Amin. Vă mulțumim frumos, așa cum am spus, vă invit la emisiunea Vieți Transformate să discutăm pe larg despre viața dumneavoastră. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi în rubrica La Ordinea Zilei, doamna Sanda Tulici. Am vorbit despre creativitate, creativitate la orice vârstă și nu orice fel de creativitate, chiar dacă are succes și are har, ci o creativitate închinată celui care este creatorul, închinată lui Dumnezeu și nu omului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!